Domnule Andrei Păunescu, în primul rând, cum vi s-au părut copiii când ați venit în această școală care poartă și numele tatălui dumneavoastră? Vin de câțiva ani aici, de când școala poartă acest nume și, în primul rând, mi s-au părut foarte vii și foarte plini de inocență și de speranță. Asta și pentru că, la vârsta lor, încă nu știu de ce parte de viață vor avea. Nu știu ce fel de surprize vor avea în viață, dar e bine să plece cu entuziasm. Iar numele pe care îl poartă școala lor este numele unui om care mereu a crezut în ziua de mâine și de aceea vin aici cu drag să cântăm, să spunem cuvinte importante și să-i facem pe copii să nu uite marile teme pe care le-a susținut și le-a lansat în spațiu public Adrian Păunescu, și anume dragostea de țară, dragostea de părinți, dragostea de familie, de copii și neapărat problema socială, problema libertății. Dacă asta o să ajungă la copiii acestei școli și nu numai, e o misiune măcar parțial împlinită. Se spune că, și mulți spun, că în ziua de astăzi copiii sunt mai dificili, că sunt interesați doar de tot felul de gadgeturi, că pur și simplu nu știu ce se întâmplă în jurul lor și nu interesează. Și mulți prevăd că vor reveni niște adulți cruzi și orgolioși. Dumneavoastră care stați în mijlocul lor și îi vedeți la fiecare întâlnire, ce părere aveți despre toate aceste, să spunem, preziceri pesimiste? Eu în mijlocul copiilor mici de școală, mică de gimnaziu sau chiar de liceu stau mai puțin. Doar în mijlocul familiei mele, unde am un copil mic alături de copiii mari, stau. Dar eu stau foarte mult în mijlocul studenților, pentru că de vreo 20 de ani predau în mediul universitar. Și e corect ce spuneți, e o tendință către superficialitate, către lucrurile care țin de suprafață și nu de adâncime. Numai că am constatat și de când văd cu ochii mei lumea și gândesc cu propriul meu cap și citind în istorie consemnări despre tot felul de generații tinere, mereu tânăra generație a apărut o generație pierdută. Mereu s-a spus că se pierd reperele, se pierde cultura, se pierd ideile, se pierde seriozitatea și e adevărat că tânăra generație, mai mult sau mai puțin, are mereu tendința să meargă spre ceva ce este ușor. Numai că am mai constatat un lucru și am și scris un text pe care l-am publicat într-o carte, numit Minoritatea de Elită. În fiecare generație pierdută, sau așa zis pierdută, există o minoritate de elită ca o sămânță care rezistă eroic sub pământ, în deșert și când prinde ocazia, renaște și de acolo poate porni și renașterea unei generații. Deci e adevărat ce spuneți, dar eu mă bazez pe această peliculă subțire, prea subțire astăzi, a tinerilor de elită pe care îi întâlnesc și în mediul universitar și în mediul liceal, care știu uneori mai mult decât profesorilor. Aici copiii tocmai au amenajat o grădină, au inaugurat-o. Ați văzut grădina copiilor? Am văzut și sunt emoționat, chiar cutremurat să văd că au și o sală de sport de dimensiuni competitive, au o școală mare, sunt foarte mulți copii, sunt foarte mulți părinți și mă întâlnesc cu părinții. Unii dintre ei au fost, atunci când eram adolescenți cu toții, au fost în aceleași locuri în care am fost și noi, la Cenacul Flacăra și nu numai. Iar bustul acesta care se află la intrarea în liceu marchează ca o bornă ce se întâmplă în școala asta mare și frumoasă. E un loc al lucrurilor serioase și de-aia vin fără excepție când sunt chemat ca să ducem mai departe și eu să bine merit împreună cu familia care a rămas după Adrian Păunescu această onoare de a-l avea pe tatăl nostru în bronz aici. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.